Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat în ultimele zile o amplă campanie de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare în domeniu în magazinele unui mare retailer german cu sute de supermarketuri și în țara noastră. În județul Constanța, inspectorii au luat la puricat 12 locații, iar neregulile constatate au curs pe bandă rulantă. Comisarii au găsit pavimente neigenizate și deteriorate, promoții doar cu numele, fructe, legume și produse alimentare expirate, folosirea unor spații frigorifice neigienizate cu praf, resturi alimentare, impurități, cu ventilatoarele de la agregatele de răcire cu depuneri masive de praf, impurități, rugină și gheață, folosirea în zona de panificație a unor tăvi cu grad avansat de arsură, a unor stative pentru tăvi și a unor rafturi metalice cu grăsime arsă și mizerie, lipsa mențiunilor referitoare la ingredientele produselor și la valoarea nutrițională a acestora pe etichetele produselor produselor din zona de panificație, folosirea unor testere pentru produse cosmetice fără a avea etichete conținând data deschiderii produsului. În urma acestor abateri constatate, comisarii au aplicat 36 de amenzi contravenționale în valoare de 238.000 de lei, 7 avertismente, oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 2.000 de lei, oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea defecțiunilor pentru punct de lucru din Năvodari și propunerea închiderii temporare a unității pe o perioadă de până la șase luni, precum și propunerea emiterii deciziei de încetare a practicii comerciale incorrecte pentru alte două unități. În ultimele zile, inspectorii au desfășurat controle în aproape 300 de magazine ale retailerului german din întreaga țară, iar amenziile aplicate depășesc 7,5 milioane de lei.